foarte ciudat. Cred că nu stai bine, trebuie să fii... Deci capitala... Antananarivo. Antananarivo. Da. De unde știi? M-am uitat în cartea de geografie. Deci, capitala are un numele foarte ciudat. Antananarivo. Da. E fostă insula Madagascar, acum a schimbat numele, de aia bine, modern. Deci, se numește Republica Malagasy, da? Fii atent. Deci, triburile aia care există acolo și muzica lor, fii atent, ce chestie, cum să zic, ciudată. Deci, noi exprimăm ceea ce facem aici. Depinde de cultura europeană, depinde de cultura mondială, de aia cum noi suntem invitați cu școala de muzică, da? Fii atent. Deci, noi cântam așa, mi se pare, da, sună bine, frumos. Da, dar ei ascultă niște chestie, da. Înțelegi? Și consider că e la fel de bine. Adică da. E excepțional. Deci am ascultat muzica de aia, de triburi. Aia era o glumă nevinovată, unde noi am fost ultima oră și cu și cu tine. La clubul ăia. Da, muzica tibetană. Când aia, da, când aia. Aia era ceva frumos. Dacă asculti de aia adevărați care cântă muzica tribală. Da. Păi frate. Rămâi blocat. Da, da, da. Da, dar ei stau și zic, mama, ce muzică. Mama, ce euforie, ce muzică. Da. Înțelegi? Da, dar dacă ascultă urechiul nostru, te zici, măi, frate, ce... Nu percepe... Ce prost. Sensul, da, ce sensul. Ce tempenie fac și asta, băi, dar sunt la nivelul de maimuță, de. Înțelegi? Da, da, dar ei spun că este super. Da, da, da. Păi asta e chestie ciudată, care mi-a pus... M-a pus pe gânduri pentru toată viața mea. Deci uneori creezi o muzică și faci intenționat. Mai banală, mai simplă, mai de răhat, da. Și lumea o primește mai bine decât încerci să creezi ceva deștept și făcut bine. Înțelegi? Mm-hmm. Da. Aici e întrebare. Ce trebuie să dai tu ca artist la un om care ascultă? Ce trebuie să dai? Ce trebuie să dai? Dar ceva prea sofisticat, prea inteligent, prea, nu știu. Nu e vorba aici că ne umblam în jazz sau în alte stiluri de muzice, nu. Deci tot a rămas pe primul loc o chestie simplă. Deci omul care te-a ascultat și a ieșit din sala după concert, deci dacă ai venit direct aici ceea ce ai cântat, iese și... Da. Floarea asta cântă, înseamnă că e bine. Știi? Adică ea a venit direct în conștiință. Deci, în special linii melodice, trebuie să fie un pic mai acceptabile de orice creier nepregătit. Deci, pe la urmă, suntem obligați, chiar într-o măsură, să calculăm tot ce creiam pentru un om care nu este specialist, care nu recunoaște. E muzica de triburi din Africa sau e muzica europeană sau e muzica din America de jazz sofisticat. Mm-hmm. Nu. Trebuie să prinde simplu ceea ce îi dai. Și dacă îi dai ceva un pic peste măsură lui sofisticat, nu reține. Mm-hmm. Dacă dai prea simplă, chiar zice și el. Hai, mă, frate, asta e o porcărie, deci ne interesează. Da? Mm-hmm. Deci trebuie undeva să nimerești un mijloc ca să fie plăcut și pentru el și ușor memorabil. Ia zi, și asta cred că le-ar avea cu țiganii la ăștia, la... Cum îl chema pe ăla? În anii 1970 și... Anul 1978 da. Terminasem liceul muzical. Pentru că nu-ți primea nimeni actele, măcar să ai dreptul să faci examene mai departe. Da, da. Deci, a fost sistemul comunist și a fost rău din punct de vedere de politic. Dar eu zic din punct de vedere de educație, de școală, de aia, a fost bine pus la punct. Așa. Și dacă nu faci cele 9 ani înainte și nu o să ai actele clare, de cele 9 ani făcute înainte, nu-ți primea nimeni nici dosarul la facultate. Uh-huh. Așa. Deci în 78 terminasem cele 9 ani de școală muzicală și de colegiu muzical și am avut dreptul să depun la conservator. Uh-huh. De când am devenit student de conservator, am avut mare noroc. Tatăl meu a fost profesor în aceeași conservator, primea din Germania și preda așa. Mama tot era profesor la conservator la cafedră de pian. Uh-huh. A fost una renumită cu medalie de stat, chestia da. Aia, deci a creat, nu știu,
zeci de câștigători de concursuri, da, mondiale și internaționale, nu contează, mă rog, asta nu are nicio importanță pentru mine, personal. Da, dar eu am avut noroc datorită lor, se întâlnesc niște oameni care m-a afectat pentru restul vieții cu niște chestii foarte, foarte interesante. Deci, hai să zicem așa, una din elevele lui tatăl meu a fost, de exemplu, Sofie Rotaru, da, care a cântat și a devenit cântăreață celebră. Și da, da, dar pe mine nu m-a interesat chiar așa mult muzica ușoară de aia, standardă, de cântat ea. M-a interesat ceva mai deosebit, mai interesant, mai melodic. Când ar vrea cu țiganii cu ăștia. Da, mai melodic, da, așa, da. Și mi-a făcut cunoștința cu niște din dinastie de aia, arcaică, veche, care țineau tradiție, care erau, deci, nebuni după tradiție de aia, din timpul de regii ruși, care a avut în tradiție, deci, și cum considerai în Rusia veche? Mm. Dacă a fost vreo cândie în Palatul Regal, fără orchestră de țigani, a fost prostă. Mm-hmm. Deci așa considerau, fii atent. Mm-hmm. Deci a fost renumiți din timpul vechi. De ce? A fost foarte talentat și cu chitara asta care undeva se intersectau cu exact cu sufletul de muzică rusească veche, da, da. Deci ei țineau tradiție, mm-hmm, foarte strict. Și a fost considerată de tot rahat, o petrecere fără orchestră țigănească. Mm-hmm. Un rahat. Din anii 1400-500, și acest om, deci mi-a deschis în mare parte vedere la niște chestii foarte interesante în legătură cu tradiția asta. Deci, se numește Nicolae Slicenko, care a devenit cu zeci de ani în urmă directorul de acest renumit teatru țiganilor ruși în Moscova, care se numește Romen, Teatrul Romen. Așa. Da. El atunci a fost foarte tânăr. Eu am fost puștan, el a fost tânăr, deja era pe scenă. L-a iubit-o toată lumea. Deci nu știu cum să explic chestia asta, dar totul ce a cântat el a fost întotdeauna primit din tot suflet. Păi, asta m-a pus pe gânduri. Că merită dată atenție la muzica de genul ăsta. De ce? Pentru că, uite, se cânta și atunci. Tot fel de genuri de muzică diferită. Da, dar când ieșea el pe scenă și cânta cu chitara aia și, păi, să zice o chestie simplă, da? Mm-hmm. Dar toată lumea rămânea, asta e bine. Știi? Mm-hmm. Nu știu cum. Deci, totuși, tradiția este tradiție. Mm-hmm. Sunt multe chestii diferite, dar reușea să doboră orice fel de public care a fost în sală și reușea să întoarce spre el și să facă să simtă bine și le provoca emoțiile cele mai adânci. Aha. Plângeau, fetele ștergeau lacrimi cu Batista, deci băieții și stăteau, a avut niște momente de sală, chiar așa cum de glumă se spune, deci dacă trecea în țară, o să auzea. Și, deci le facea cum vroia el. Și asta m-a pus în modul foarte serios. Deci, în primiță, sensul lui muzicii. Uite, și nu cânta nimic altceva decât niște chestii foarte tradiționale și foarte vechi, care nu mai cânta nimeni. Știi? Ia, de ce? Uite, ca de exemplu. Ca de exemplu. Deci, cânta niște piese... Da, ne și traduci ce spune. Ne și spune poezia. Bine, deci el cânta... Și pe ziua de azi, la fel se păstrează tradiția. Și în teatrul român, inclusiv în Moscova. Deci ei cântă și în limba țiganilor, da, cântă și în limba rusă. Fiind în capitala Rusiei, da, obligatoriu. Dar o singură chestie, că accentul e un pic mai diferit, pentru că limba țiganească în România e un pic diferită limba. Dar să știi că între ei se înțeleg. Da, auzi limba, da, așa. Dar limba asta, că mi-ai zis că, da, bielorusa cu ucraineana, cu rusa, cu asta nu se înțelege nimica, nu? Nu. E diferență mare, nu? Deci adevărul este că limbi slave sunt foarte multe. Da. Foarte multe. Rădăcina a fost limba aia veche de biserică rusească. Așa. Foarte veche. Care vorbesc, apropo, lipoveni. Aha. Din România. Da? Deci pentru mine a fost un șoc. Da. Nici o carte de istorie nu se scrie despre ei. Fii atent. Da, da. Eu am prietenit cu un om care se numește Fyodor. Fyodor e un numele veche, străveche, rusesc. Da. Fedea. Fyodor. Da. În Constanța. Da. Înțelegi?
E lipovan. Eu este unul înalt, cu ochii albaștri și cu părul deschis. Așa în cărțile de istorie se înscrie că așa arată rusul adevărat. Aha. Deci eu consider, pentru mine a fost un șoc descoperirea asta în viața mea. În nicio carte istorică nu se scrie despre ei. Deci atunci când s-a întâmplat răscolul bisericii, ei au fost goniți. De ce? Ei n-au primit nimic și țineau de tradiție veche. Sunt de aia de tradiție veche. Și au fost goniți. De aia s-a împrăștiat, dar de fapt cine sunt? Sunt de aia ruși adevărați care au ținut de credință creștină veche. Mm-hmm. Și o parte din ei este în România și foarte mult. Mare parte. Lipoveni. Da. Și ei vorbesc limba de aia mai veche. Da. De la limba asta a provenit toate limbi slave. Cea mai apropiată de limba rusă, de fapt, este în cea mai mare parte, este limba sârbilor, slovacilor, cehilor. Nu e chiar așa seamănă, dar bulgarilor. Da. Dar totuși, cel puțin folosesc, în special bulgari, aceeași alfabet, ca și greci. Chirilița. Kiril și Mefodii. Erau doi oameni de biserică. Da. S-a inventat pe teritoriul Rusiei, dar primar și greci. Da, ucraineana și cu mă rog, dar ucraineana, deci limbi slave, sunt totuși împărțite pe niște direcții. Da. Cea mai apropiată de ucraineana este limba poloneză. Da. 80% e chiar la fel. Deci dacă vorbește corect un ucrainean cu un polonez, se înțeleg de asta. Da? Da. Și bielorusul? Aia e o amestecătură ciudată între cele două. Și un pic de rus. Aia, poporile mai minore. Adică, ce ziceau ăștia? Ziceau așa, că, domne, Ucraina este o țară formată artificial, așa, cu o limbă care este rusă, cu un comportament care este la rusesc, o mentalitate rusească. Așa este? Ucrainienii sunt ca rușii sau... Sau sunt altfel de populație? Am înțeles întrebare, dar totuși trebuie să contrazic. Eu nu sunt ucrainean, adică mă gândesc ca o persoană aparte, dar care a trăit ani de zile și a învățat istoria Ucrainei foarte bine. Făcând prima facultate pe teritoriul Ucrainei. Deci pot să spun o singură chestie. Încă din timpul de Petre I, de aia, când Rusia a fost considerată așa Europei, a fost o țară extrem de puternică și bogată și așa, civilizată, într-un fel. Da. Așa. Deci, se numea Ucraina Malorusia. Ce înseamnă Malo, în cuvintele slavă? Adică mică. Mică Rusie. Mică Rusie, da. Dar totuși a fost independentă, a fost aparte. Da. A fost aparte? A fost aparte. A cerut cu timpul, cu mersul istoriei, a cerut... Păi, dau un exemplu simplu. Chiar și la ora actuală. Uite, luăm Republica Bahamas. Da. Ce este? Independentă? Da. Dar e complet sub influența Statelor Unite. Da. Așa. Așa a fost din timpuri vechi istorice și Ucraina. A cerut. De ce? Nu putea suporta și ca forță și ca așa militară și cu alte condiții, nu putea suporta în timpuri vechi atâta atacuri de la tatari, mongoli și alții care o cucereau. Da. Și așa a fost peste 200 de ani sub polonezi. Și așa a fost, nu știu câți ani, sub tătari și turci și așa. De-aia fetele sunt acolo așa frumoase, că s-a amestecat singe multe. Da. Așa. Deci, dar în privința limbei, nu. Cea mai apropiată limbă de ucraineană este poloneză. Cea mai apropiată de limba rusă sunt celelalte trei. Deci, sunt niște grup, totuși, direcție diferite de limbi slave. Nici nu zic că în alfabetul limbei în Ucraina există și litera latină, ce nu există în rus. Da, serios? Da. În alfabetul de limba ucraineană, de exemplu, litera I, I, așa, cu punct, e exact ca și la noi în România. Da, e exact, aceeași literă. Și nici nu zic că multe cuvinte seamănă cu limba română, ai să le zic. Ai să le zic. Nu știu de unde e influența asta, dar eu întotdeauna îmi plăcea să descoper după experiența mea. Să nu văd la televizor, să nu citesc în carte. Deci vorbind cu oameni în Ucraina și, de exemplu, în România, am descoperit că avem, uite, niște cuvinte foarte, foarte de aia ciudate. Ciobote. Și ce e ciobote? La țara în România se spune la cizmele de aia. Ciobote. Aceeași cuvinte în Ucraina. Ciobote. Cravata. Ucraineană cravatcă. Rusa galstuc. Scuze. Scuze. Deci, vezi tu și tu de vreți, da, auzi. Da.
Da, și eu mereu pun exemplu așa, simplu, pentru care nu-mi crede și nu crede că e adevărat, îți spun. Băi, fraților, luați frazele cele mai simple. Uite, ne adunam la un concert, da? Suntem artiști. Da. Ce facem pe scenă când ieșim? Să spunem. Doamnelor și domnilor, vă prezentăm și bla 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 mai departe, da? Cum sună asta în limba rusă? Da. Adică, stimați, da? Așa frumos. Stimați domnilor și domnilor, da? Cum sună în limba rusă? Уважаемые дамы и господа. Așa. Cum sună în limba ucraineană și poloneză la fel? Da. Шановне панство. Sau шановні пане та панове. Așa sună. E diferență? Я зіщу. Уважаемые дамы и господа, шановні пане та панове. Ай, мама умор така, ведь врео багару літера. Нічого. Cu tot că cuvinte de bază, totuși e limba slavă. Normal. Da. Niște cuvinte de bază sunt normal, comune. Bine, nu zic de mama, tată. Da. Că e și în română mama, tată și în engleză mama, tată. Da, da. Nu contează. Nu luam de aia cele mai, știi? Care în toate sunt la fel. Nu. Dar totuși, dacă vorbește destul de repede un ucrainean, dar vorbește corect limba ucraineană, nu se înțelege deloc. Deloc, cursul. Deloc. Deloc. Zice, spички на ей. Uite, ucraineanul zice. Спички на ей, în special la vestul Ucrainei. Спички на ей. Ce înseamnă? N-ai cumva un hibrid? Ca să prindu-ți țigară, știi? Și dacă spui asta la un rus, păi, frate, o să sta 3 săptămâni să se traduce, frate, asta. Habar n-are ce asta. În limba rusă asta cam înseamnă asta. У тебя нет спичек? Да. Или у тебя нет огня? У тебя нет зажигалки? Ну что? Вот надо да. Спичек. Дальше спунет. Спички на ей. Когда ты спунешь, а бэ, гата, я аромат плохат, но у тебя же не да, да. Я не знаю, да, это кул. Это кул. Это конечно его пьеса. Да. Обуката. Обуката и лимба русы, еще обуката и лимба украня. Да, да. Какие диференты сынты. Я спрошу, что сам на чекать заколо, да, каса. Deci ne și ce înțelege acolo. Uite. Dacă tot ne-am pomenit de acest om care este foarte interesant și care a păstrat tradiție vechi de cultura rusească, țigănească, de pe timpul regilor, Nicolae Slicenko, da? Deci a avut niște piese foarte frumoase, una din care aș vrea o bucățică să-ți arăt. De ce? Pentru că... Pentru că cealaltă nu știi. Da. Nu vezi să mă răspund toată, că nu știi, au înțeles. Hai că odată și odată să mai cântam și altceva. Ce zice cu se repetă? Băi, este un cântec de
de fapt, de cazaci, țigani, militari, vechi, de pe timpuri, nu știu, secole întregi, în spate. Mm-hmm. De unul care a luptat, a văzut mai multe, a suferit durere. Păi ziceți și acolo poezia. Da, a suferit durere de război și de asta și acum când are așa un timp un pic mai liniștit, își reamintește ce s-a întâmplat în viața lui. Și cântă, deci, omul e davnii vecer. Deci, davnii vecer în limba rusă înseamnă o seară foarte îndepărtat cândva, care s-a întâmplat. Da, da. Foarte de mult. Davnii vecer. O seară... Da, da, da. Un timp lung în urmă. O seară, un timp foarte lung în urmă, nu am avut somn. Nu puteam să adorm, ca să spun. Nimeni nu a spus. Da, și nu am avut somnul și cu greu am adormit și am văzut un vis. Asta e prima strofă. A doua strofă spune în acel vis am văzut parcă calul meu e nebunise și juca și jucase și făcea tot fel de nebunii, sarea dedesubt, adică și cu mine, cu tot, așa. Da. Și Esaul se numea șeful de unitate militară în timpul vechi la ruși, Esaul. Deci Esaul a fost deștept și a reușit să ghicească visul meu. Pentru asta îl respect enorm de mult și sunt în stare să dau viața pentru patria mea și pentru acest eseu. Pentru că putea să citească chiar visul meu. M-ai înțeles? Ca un... Așa. Nu, e ciudat. E interesant textul ăsta. Deci, el ce a visat, celălalt om a reușit să ghicească. Deci, și a povestit. Păi, nu cumva ai visat așa ceva? Și zice, da, asta a fost. Și tot acolo amestecat cu iubirea lui, cu fata lui care a rămas la țară, de la care a plecat de 15-16 ani. Și, adică e o cântare, de fapt, lirică. Deci nu este tragică, deloc. Da, da. Deloc. Da. E lirică. Este despre iubire tot pe la urmă. Despre iubirea lui pentru nevasta lui, logodnica lui, de fapt. Logodnica lui care a rămas, se reașteaptă pe nu știu câți ani, până se întoarce el de la război, de la... Păi despre asta e cât. Păi dar nu așa, trebuie să ne spui cuvânt cu cuvânt ce înseamnă aia, că asta nu-i dă-sa metafora, ce zici acum? Metafora. Da, am spus exact cum a fost. Nu, exact asta înseamnă. Dar Isaul dagadliv bil, он сумел слово разгадать. Ой, а. Ai dreptate aici. Cea mai importantă idee. A. Deci, acel conducător de Uniune, unde a fost băiatul, care a ghicit somnul lui, a spus, să ai grijă că o să cade capul tău de aia nebun și tânăr și neliniștit într-o bătălie dacă nu ești atent. Deci asta a fost ideea. Ai grijă că o să cade capățina aia ta. Da. Tăiată de turci sau nu știu, de tătar. Da. Asta e ideea de piesă, de fapt. Ia mai zi una, că mai ai zis. Bine. Uite asta. Ты свини, как прежде,
Ciu, Maia, tara, вечно быть с тобой. И встречать с тобой рассветы утром над рекой. Я хочу, моя гитара, песню спеть с тобой. И встречать с тобой рассветы утром над рекой. Эх, моя гитара, звонкая моя, ты звени, как прежде, семиструнная. Ты звени, как прежде, семиструнная. Aici se simte tradiția țigănească și mai tare, așa, da? Da, e o romanță foarte... Ce zice? Este că cântă despre chitară. Aha. Despre sufletul îndrăgostit și ținut toată viața numai cu chitară. Este vorba... Deci, chitara mea, ești întotdeauna lângă mine. Ești pe tot drumul vieții cea mai apropiată de mine. Vreau să cânți, să suni în fiecare clipă ce trăiesc. Vreau să suni când iubesc. Vreau să suni când mă întâlnesc cu o femeie. Vreau să suni când... Adică cam despre asta este. Deci ești prietena mea cea mai tare, ești cea mai sinceră, ești cea mai adevărată și cea mai tare care mă ține în viață. Și roanțe mai... Despre chitară. Da. E foarte frumos. Textul e foarte frumos. Este da. Despre chitară țigănească, de fapt. Te zveni ca prejde și vreau să suni ca întotdeauna, ca și înainte, pentru restul vieții mele. Deci când aud sunetul asta, mă ridică la viață sunetul de chitară. Asta e sensul de piesa asta. Celelalte știi, sunt foarte cunoscute, foarte celebre, genul de știi? Ca de exemplu. Se cântă și în România, apropo. Un cântec superb. Unul din cele mai vechi. Asta. Celem, un gomen drumeța. Sunt sigur că ai auzit. Da. Doar că limba țiganilor în România e un pic diferită de la limba țiganilor. Da. În limba țiganilor ruși sună așa. Așa sună piesa asta. E diferență, da? Da, da. După aia. Hai, Romane, hai, ceavale. Așa cântă ruși țigani. Da, da. În România se cântă, da, dar melodia e aceeași. Da, da. Deci, ce vreau să spun? Totuși s-a păstrat și tradiția pentru, nu știu, în Ungaria, în România, în Rusia, în Bulgaria, deci țigani, piesele de aștia vechi, melodia e aceeași. Da, da, da. Le păstrez. Le păstrez. E, bravo lor. Aș vrea să-i păstăm și noi, da. Folclorul nostru, da. Cu aceeași grijă. Uite, invidiez pe greci, care au reușit până ziua de astăzi să păstrez fața lor, da. Cu folclor. Mm-hmm. Bravo! Noi avem folclor foarte bogat, dar nimeni n-are grijă de el. Pare... Interesantă chestie. Deci noi, ce noi, care noi? Noi, eu mă consider aici acasă. Deci eu de 23 de ani sunt în România și eu deja am început la miștos să cânt la prietenii mei. Noi suntem români. Deci eu mă simt aici acasă. Noi, dacă zic noi, zic în România. Deci îmi pare tare rău, pentru că ca muzician, ca om, totuși trecut niște școli destul de definitiv bine făcute, recunosc un singur fapt. În niște țări, oameni au reușit să păstrez frumusețe de muzicii locale, populare. Da. Românească este renumită mondial ca una din cele mai bogate. Și,
Îmi pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat cu ea, tocmai în țara respectivă. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat este pe jumătate uitată. Nu sună decât la cândii, la nunci, la botezuri. Dar pe scena profesionistă, practic, e eliminată. Zici tu? Mai trece prin niște emisiuni, da. dar cum să zic, s-a comercializat prea mult. Aha. Deci exemplul cele frumoase care a fost în anii 50-60, deci eu fiind student la conservator, într-o țară străină, am avut norocul să învăț, de ce? Că a fost depus de program de învățat. Muzica românească populară. Uite, hai să vezi. De ce? Că am avut materia muzica poporilor lumii. Da. Normal că învățam și inclusiv și muzica. De ce? Pentru că ea a fost considerată una din cea mai interesantă din Europa. Cea mai bogată. Muzica populară românească. Și învățam, fiind puștan de 22 de ani. Ai avut profesor român la conservator? Da, am avut un profesor de violoncel absolut superb, laureatul de nu știu câte concursuri mondiale, deci a fost absolut superb. Am avut noroc cu conservatorul la Chiel, am avut profesori din 24 de țări diferite. Aha. Inclusiv din România a fost doi chiar. Unul a predat violoncel și unul a predat țimbalul. Și cum e chiar? A, încă ceva. Acum chiar ai să râzi pe bune. Yeah. Fii atent. Trăim în România, da? Mm-hmm. Unele din cele mai considerate tradiționale și frumoase instrumente naționale, cu tot că n-a fost inventat aici, n-ai un instrument clar latin-american, da. Nu contează natura lui, da. Dar a devenit un fel de simbolul României. Da, da. Nici nu pomenesc de Gheorghe Zamfir, da. Care cu naiul a răcorit toată planeta asta. Da, da. Deci, și care trăiește acum în Statele Unite, da. Și am avut cazul să-i întâlnesc cu el odată. Deci, naiul, țambalul, nici țambalul nu e instrument românesc. E ciudată natură de... Nu contează, dar sunt național, da? Din țara asta. Avem noi în conservator cafedră de țembal și de nai? Ia întreabă-și tu. Avem? Nu știu, acum 10-15 ani sunt sigur 100% că atunci am luat informații, da. Și n-am avut. Nu era, nu? Ai să râzi. Unde faceam conservator? A avut. În țara străină. A avut și cafedră de țembal și cafedră de nai. Deci dacă un om cântă, da. Cu naiul sau cu țembalul, scuze. Băi, vreau și eu să devin profesionist cu o diplomă de facultate de muzician. Mm-hmm. Da, te rog. Am avut cafedra și de nai și de țambal. Mm-hmm. Fii atent. În România n-am avut. Cum îl cheamă profesorul de violoncel? Sau deci, n-ai făcut cu el? Nu, eu nu învățam. Atunci, dar ce bătă? Și îmi greu. Eu atunci eram student la pian. Dar țin minte exact. Deci am avut un profesor de vioară superb din Canada, da. Profesor de violoncel a fost din România, profesor de țambal a fost din Ungaria, da. Profesor de nai a fost iarăși din România, profesor de percuție a fost din Australia. Nu, a fost interesant. A fost, da, și unele lecții chiar ne-a predat și în limba străină. Am avut, de exemplu, o profesoră de artă, de desen, de pictură, în conservator, în unde e pus proces bine la punct, nu se învață numai muzică, se învață și alte arte. Am avut o profesoră din Bulgaria de pictură. Nu, a fost chiar interesant. Mai și romanțe să ne zici? Sigur. Ia. Vrei ceva în limba rară? Foarte rară. Zic foarte rară. Foarte rară. Da. Limba de care am pomenit, da, la vorba de astăzi. Limba belorusă. Care este foarte, așa, amestecătură de poloneză, ucraineană și rusă. Mm-hmm. Ei, bine, părerea mea, mă rog. Dar totuși, am observat că oamenii se comunică. Poloneză, da, da, și cu belorus se comunică. Da. Cu tot că e mai departe, ucraineană și mai aproape. Da, 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 da. Așa. Hai să-ți cânt. Să aleg una frumoasă. Da. Da, asta e cea mai bună.
lirică, lirică, despre o fată. Despre o fată. Pe timpuri vechi, știi cum, nu decidea tânăr cu cine te căsătorești. Deci, făceau înțelegeri între părinți și, da, a dat-o o fată pentru unul pe care n-a iubit și e lirică, e tragică și așa, mă rog. Deci a dat o fată care a fost înflorită, frumoasă și superbă, a dat pentru unul care n-a avut nicio emoție, nicio sentiment, niciuna, dar a fost plătită. A fost plătită și a fost dată. Da. Asta e limba belorusă. Vrei ceva și în limba ucrainean? Așa. Hai, opri puțin? Hai să opri puțin. Aia care îi place la Luba, vrei? În ucrainean. Care Luba plânge fiecare dată. Plânge. Dai. E pur lacrimi. Dai, 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 dai. Zi. Zi tu. Zi cât timp sunt eu plecat, zi. Sigur. Care? O ciciornă e. Aha. Doar dacă vrei când nu, știu, doar, știu doar la perfecție istorie de această piesă. A fost compusă iarăși în Ne întoarcem în Rusia. Deci este, originalul este clar făcut de la țigani ruși în limba rusă. Cânt exact versiunea aia veche. Aia veche. Aia veche. Și cu asta... Очи черные, очи жгучие, очи страстные и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас. Знать увидел вас я в недобрый час. Скатерть белая залита вином, все цыгане спят непробудным сном. Лишь один не спит, пьет шампанское за любовь свою, за цыганскую. Лишь один не спит, пьет шампанское за любовь свою, за цыганскую. Най-най, най-най, на-на-на. Очи черные, очи жгучие, очи страстные и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас. Знать увидел вас я в недобрый час. Скатерть белая
Все цыгане спят непробудным сном. Лишь один не спит, пьет шампанское за любовь свою, за цыганскую. Deci fața albă de masă e murdărită complet de vinuri. Toți țigani dorm de somn de aia, de netrezit. Numai unul nu doarme, bea șampanie pentru iubirea lui țiganească. Băi, fii atent, băi, ce sens. Deci numai găsești cuvinte așa ca asta. Și? Deci numai unul nu doarme, sta cu o sticlă de șampanie, bea pentru iubirea lui țiganească.